Bună! Mă numesc Răzvan Dab, sunt la Public Speaking Support Group. Mă bucur mult de tot să fiu cu voi aici și mai ales că suntem din ce în ce mai mulți. E super, e fantastic. E un proiect pe care l-am inițiat acum 5 ani și crește din ce în ce mai mult. E ca și chestia aia cu curba Moore a vitezei procesoarelor. La un moment dat atinge un threshold, un prag și deodată explodează. Crește incredibil. Haideți să vă dau câteva cifre să vedeți ce înseamnă Public Speaking Support Group. Suntem foarte mândri că au fost peste 100 întâlniri doar aici, în București. Doar aici, însemnând orașul, nu neapărat la Orange Concept Store. Le-am avut și în Herăstrău, le-am avut și în alte locații. Au fost peste 1000 de participanți care, ca voi, au venit aici și au ascultat speech-uri și au dat feedback-uri și, de asemenea, au fost peste 500 de speech-uri. Dar asta nu e tot. Asta e începutul poveștii. Întâlnirile noastre se continuă pe online. Avem peste 80 de speech-uri puse online. Suntem incredibil de fericiți că avem 9000 de vizionări. Deci nu e vorba de videoclipuri cu pisicuțe, cu bebeluși, chestii virale de 2 minute. E vorba de oameni reali ca voi care vin aici și expun pasiunile în limba română și le pun pe YouTube și au 9000 de vizionări. Vă dați seama când o să fie și în limba engleză din ce în ce mai multe speech-uri, vă dați seama când o să fim mai mulți la ce numere superbe vom ajunge. Și asta într-un an și ceva de când avem canalul de YouTube. Și de asemenea avem peste 900 de utilizatori ai paginii de Facebook. Suntem în 5 orașe. București, Brașov, Buzău, Cluj. Clujul începe chiar acum în perioada asta. Și Amsterdam. Amsterdamul are, acușa o să facă anul, ei iau întâlnirile lunar. Din păcate, noi suntem singurii care punem pe online speech-urile. Sperăm ca în timp să fie mai mulți care să împărtășească ceea ce se întâmplă acolo. Și lucrăm puternic să unim aceste insulițe. Suntem 5 orașe, dar suntem destul de separați. Ușor, ușor vrem să facem cât mai multe împreună și să creștem. Până la capătul anului vor fi mult mai multe orașe și în țară și în exterior. Și mă, vă puteți întreba. Bine, bine, 9000 de vizionări, 1000 de participanți, niște cifre frumoase. Dar de ce? De ce Dumnezeu ar veni cineva într-o sâmbătă aici? Și nu e vorba de 2-3 prieteni care se văd, e vorba de 40-50 de oameni sau cât sunteți acum că nu pot să vă mai într-o privire. De ce ar veni cineva? Uite de asta. Ca să evadeze. Ca să se simte ca într-o vacanță. Ca să se trăiască senzația Public Speaking Support Group. După mult timp am ajuns și eu la un răspuns satisfăcător la întrebarea. Și totuși, ce este Public Speaking Support Group? E o senzație. E o senzație plăcută de relaxare, un mediu safe, un mediu cald, în care vii, stai cu niște oameni care fie sunt prieteni, fie pot deveni foarte ușor prieteni și împărtășești pasiunile tale. Vii aici în fața lor și vorbezi despre ceva ce tu iubești. Spui sufletul pe tavă și spui, uite, ăsta sunt eu, asta este o parte din mine și vreau să o împărtășesc cu tine. Și un lucru senzațional, sinceritatea asta și deschiderea asta este superbă și frica că, aoleu, ce s-ar întâmpla dacă fac chestia asta, dispare în mediul ăsta. Fiindcă aici suntem ca să devenim speaker mai bun, prin practică. Așa că faptul că un om vine și împărtășește o pasiune, indiferent cât de diferită și diversă și altfel decât ne-am fi așteptat sau față de interesele noastre, suntem aici și o să-l ascultăm un sfert de oră ca să vedem ce a făcut bine ca speaker, să vedem unde poate fi îmbunătățit, ca să învățăm noi cum să devenim speaker mai bun. Deci ajutorul ăsta pe care îl dăm mai departe omului din fața noastră are și o parte egoistă în el. Îl dăm ca să devenim speaker mai buni, fiindcă misterul ăla, oare Steve Jobs sau Ken Robinson sau alți speaker mari, ce au, de ce sunt ei atât de buni, începe să dispară în momentul în care vii aici periodic și observi un speaker 2, 3, 20, 30, 50 și începi să vezi anumite lucruri care îți plac, anumite lucruri care se pare că ar putea fi controlate și începi să le adopți în stilul tău, să le exersezi. Scopul este să devenim speaker mai bun prin practică. De la asta am pornit acum 5 ani și ăsta este firul roșu a întâlnirilor. Putem face absolut orice vreți voi la întâlnirile astea, cât timp ne ajută să ajungem mai aproape de scopul ăsta. Când deviem de la el, facem tot posibilul să ne întoarcem. Am descoperit în timp niște principii. Unul dintre ele, v-am spus puțin despre el, este pasiunea. Despre ce să vorbesc aici? Vreau să vin, vreau să vorbesc, dar despre ce? Este un subiect impus? Este improvizație? Nu. Vorbește despre pasiunea ta. În momentul în care tu iubești ceva, ai o pasiune, ai un lucru în viață pentru care se merită să trăiești, pentru care îți face deosebită plăcere să-l împărtășești cu prietenii, ceva ce oricând ar veni cineva și ți-ar spune, uite-te,
știi pasiunea ta, hai să mergem că e ceva acolo pe tema asta, ai sări în direcția aia. E, scânteia aia, vino și împărtășește-o cu noi și poate se prinde un foc. Pe lângă pasiune, sau legat de pasiune, este ideea de TED. Câți de voi știți de conferințele TED? Super, wow! Programul, proiectul nostru, deși nu este promovat ca atare, este înrudit sau înfrățit cu TED. Avem multe lucruri în comun și pentru mine a fost punctul de pornire pentru aceste mini-conferințe TED, să le spunem, care le facem două săptămâni. Vreun an și ceva înainte de a veni și de a porni acest proiect, mă uitam la TED și eram fascinat de oamenii. Erau oameni care au revoluționat lumea, deci spunem Negroponte, a făcut One Laptop Per Child, un proiect excepțional prin care a adus milioane de laptopuri în țări în care n-au lumină în casă, dau laptop și poate să-l folosească și le schimbă viețile, până la omuleți mici de 10-15 ani care au făcut o moară ca să genereze energie electrică la el în sat. Și acolo în sat n-a fost niciodată lumină. Și acum e lumină datorită lui. Și toți oamenii ăștia minunați îi vedeam, sunt acum vreo 1500 de speech-uri, vedeam zi de zi, un speech, 20, cât aveam timp să văd. Și pasiunea lor mă punea și pe mine în mișcare. Mă, trebuie să fac ceva. Adică nu putem sta doar să ne uităm, hai să facem. Și de asta sunteți aici, fiindcă am trecut cu toții la treabă și am făcut Public Speaking Support Group. Și asta este una dintre țelurile noastre, în timp. Nu doar să vă ajutăm să spuneți pasiunile voastre și așa să vă ordonați gândirea, să vă creșteți pasiunea, să găsiți alți oameni. Să avem și un cadru în care să puteți manifesta. Creăm o asociație în perioada asta, avem o finanțare, o să avem și altele. Așa că dacă voi aveți o idee, o pasiune, veniți, spuneți-o aici și ușor, ușor o să găsim modalități de a o pune în practică. Așa că putem spune că un motto al nostru ar putea fi Ideas and Passions Word Spreading. Mediu safe. Am vorbit de el, o să stau foarte puțin aici. Ca întâlnirea să decurgă cum trebuie, ca să învățăm cu toții, ca lucrurile să meargă ok, e important să fie atmosfera asta safe, plăcută între noi. Și vom face tot ce putem ca să o menținem. Și așa ajungem la principiul numărul 3. E un principiu foarte distractiv, respect. Anul trecut l-am aflat undeva pe la final. La Public Speaking Support Group experimentăm multe idei frumoase. Sunt tot felul de idei, de exemplu, la feedback este ideea de diversitate. Oamenii sunt diversi și să-i acceptăm. Și e o idee superbă. Când o punem în practică, mai scârțim. La fel și asta cu respectul. E o idee fascinantă. Să tratezi omul din fața ta cu respect. Când ești în fața unui public, respect. Și așa mai departe. Nu să intru într-o teorie despre ce înseamnă respect și cum se implementează respectul aici. Vă rog un singur lucru. Orice faceți aici, că aveți un speech, că dați un feedback, orice faceți, gândiți-vă atât. Respect. Respect pentru mine, respect pentru ceilalți. Și după aceea faceți ce aveți de gând să faceți. Aveți chestia asta, cum spune românul, in the back of your mind. Feedback. Oamenii vin și țin speech-uri aici. Întâlnirile noastre sunt cam 6-7 speech-uri per întâlnire. Partea cealaltă este partea de feedback. Absolut orice om care vine aici primește feedback scris de la fiecare dintre voi. De asemenea, există o mică înțelegere între speaker și moderatori. Dacă dorește să aibă un speech mai lung, să interacționeze cu publicul, să aibă un dialog cu publicul, atunci feedback-ul oral este scos și rămâne doar feedback-ul scris. Dar orice se întâmplă, dacă sunteți 50 de oameni, un speaker va pleca cu 50 de hârtiuțe de feedback la el. De asemenea, de obicei se ia și feedback oral, 7, 8, 10 feedback-uri spuse. Ele, ca să fie eficiente, trebuie să fie de două tipuri, apreciativ și corectiv. De-aia vă rog, ca atunci când vă uitați la un speaker, îl ascultați, fiți atent la el sau la ea. Lăsați tot ce aveți în mână, pixuri, nu vă apucați să notați. Orice idee aveți, dacă e importantă, vă va rămâne și după. Fiindcă feedback-ul trebuie să fie scurt ca să fie eficient. Mulți oameni au impresia că dacă scriu un roman gen Tolstoi și dau vreo 34 de pagini A4 de feedback, pline, bineînțeles, îl voi ajuta. Nu, îl veți zăpăci. 40 ori 34 dă niște cifre fabuloase. E important să fie scurt, de-aia și foița este mică. Una, două idei apreciative. Ce v-a plăcut, ce credeți că l-ajută pe speaker și de asemenea una, două idei corective. De asemenea, ca să fie util speakerul pentru voi, pentru toți cei care ascultăm și pentru speaker, e important să fie personal. Mulți oameni se cred lideri de sindicat sau ceva de genul și zic, e clar că noi toți suntem de părere că, vă garantez,
că 50 de oameni într-o sală nu vor fi niciodată total de acord asupra niciunui punct. De aia vă rog, eu cred că părerea voastră este foarte importantă și mai ales a voastră. Mulți își mai pun și pălăria așa de altceva, de IT-ist, de manager, nu știu. Dacă aș fi ceva, eu în mod sigur aș înțelege, dar așa n-am înțeles nimic. E important să ne spui ce simți tu și ce crezi tu acum aici, fiindcă în orice public vor vorbi, persoane ca voi vor exista, sau să spunem din tipologia voastră. Și e important să se reflecteze speech-ul și speaker-ul în voi și voi să-l reflectați înapoi ca să înțelegem ceva, ca să putem crește, ca să putem vedea un gest, o vorbă, o idee a unui speaker, cum este reflectat în public, cum este înțeleasă. Și acum încep la ideea mea favorită, partea de diversitate. Aici e unul dintre trucurile moderării și aici de obicei se mai scapă controlul. Ba eu am dreptate. Ba nu. Ai văzut clar că a făcut asta. Eu sunt total contra ideii tale, colega. Eu zic că a fost bine. Toată lumea are dreptate. Deci fiecare aveți voie să spuneți ce considerați voi corect. Dacă voi considerați că un lucru îl ajută pe speaker, și ca să nu fiu abstract, să spunem mișcatul din mâini. Dacă voi spuneți, să spunem că cineva din primul rând îmi spune, Răzvan, e superb că dai din mâini, mă ține treaz, e ok, sunt lângă tine. Și altcineva din spate va spune, știi povestea cu mâinile, fii atent, ia o bandă, scoți ceva, prinde-ți-le la spate că o să vezi un improvement în tine. Ambii au dreptate și este important, fiindcă este părerea lor, nimeni nu poate să zică simți greșit. Asta e una chestia mea favorită, o aud des acasă. Răzvane, simți greșit. Cum e asta posibil că nu mi s-a explicat, dar aștept. Dacă alegi să negi realitatea altuia, este o opțiune. Poți să zici, mă, mie nu-mi pasă. Eu ascult aici, în față cu oamenii mă plac, sunt fanii mei, ce acolo? Nici nu mă uit la ei, eu mă uit aici la fanii mei. Sau invers, dacă alegi să zici, da, cei din spate au dreptate și trebuie să mă schimb, se întâmplă ceva. Negi niște realități. Și cu cât negi mai multe realități, cu atât pierzi mai mult din public. Și la un moment dat o să te trezești că vorbești singur. Nu neapărat că au plecat fizic oamenii, dar că sunt fiecare în realitatea lui pe care tu ai negat-o. De-aia e important să luați în calcul realitățile fiecăruia. Și ceea ce înseamnă luați în calcul nu înseamnă că poți să și dai din mâini, dar să și ții mâinile la spate în același timp. Poți însă să accepți că există realități diferite și ușor, ușor, prin practică, să le armonizezi. Și să știi că unele chestii poate nu vrei să le schimbi, poate simți confortabil să gesticulezi mult din mâine, stilul tău îți place, nu vrei să-l controlezi. Dar este ok să știi că unii oameni vor reacționa așa la chestia asta. Și e important să o controlezi, să știi că există, să-ți crește awareness-ul. Cum puteți beneficia? Câțiva pași foarte simplu. Primul, veniți. Sunteți aici, trăiți senzația de public speaking support group, deja experiență de învățare, deja deveniți speaker mai buni, ascultând speech-uri, dând feedback la ele, observând ce se întâmplă și mai ales că de multe ori există și o parte de teorie unde puteți învăța și aplica multe idei frumoase. Țineți un speech. Asta e pasul 2. Toată lumea zice, vreau să vin, dar pot să stau și eu într-un colț întunecat undeva, deci să fiu invizibil cumva, să nu vorbesc, să nu mă vadă lumea. Da, fă asta. Și garantat, la a doua, la a treia întâlnire, veți veni aici să țineți speech-ul, fiindcă pasiunea asta e contagioasă și la un moment dat, gata, trebuie să țin și eu un speech. Și, de asemenea, puteți face exerciții. Suntem un proiect foarte deschis, la nou, la orice idee aveți. V-am spus, cât de cât legate de vorbitul în public. Nu trebuie să fie neapărat exerciții de dicție sau control al vocii. Poate să fie și alte chestii. Am făcut teatru... psihodramă, da, Adrian a făcut psihodramă. Am mai făcut la un moment dat și teatru de improvizație. Am și dansat la un moment dat și a ieșit foarte fain. Adică, dacă are cât de cât legătură cu vorbitul în public sau cu trezirea publicului după mai multe speech-uri, puteți veni și puteți să le faceți la fel, vorbind în prealabil. La fel ca și cu speech-urile, pregătind puțin intrarea voastră. Partea de organizare devine din ce în ce mai importantă. Pentru cei dintre voi care sunteți mai vechi și ați venit și acum 2 ani, 3 ani la noi, observați că ne-am înmulțit. Suntem din ce în ce mai mulți oameni. Ca să ne putem organiza, ca întâlnirile să meargă cum trebuie și mai ales ca să putem crește. V-am spus că suntem în 5 orașe, o să ajungem în mult mai multe. Deocamdată nu avem site, dar până la capătul anului vom avea cea mai importantă resursă de vorbire în public din România pe online. Sunt tot felul de direcții. Pe măsură ce direcțiile astea se dezvoltă, eu o să le pun pe grupul de discuții. Oricând vreți să interveniți, să vă implicați, o să fie întotdeauna un formular sau îmi puteți contacta și puteți să vă implicați în partea de organizare.
Dar până vă implicați în partea de organizare, vă rog să aplaudați pe cei care au făcut posibilă prezența voastră aici. O mică chestiune organizatorică, întâlnirile noastre durează în jur de 2 ore jumătate, de obicei după o oră și un sfert luăm o pauză, deci va fi o pauză de un sfert de oră și de asemenea, dacă aveți nevoie să vorbiți la telefon, să luați o cafea, să mergeți la toaletă, o puteți face și în perioada de feedback. Deci feedback-ul durează cam 10 minute, e foarte ok să vă ridicați, să vă mișcați, să vorbiți atunci între voi. Ceea ce vă rog este ca în 10 sau 15 minute cât vorbește speakerul, să fiți aici lângă el, cu ochii și cu inimile către el, ca să puteți beneficia și voi la maxim de experiența asta și el. E cel mai frumos cadou care îl puteți face. Și acum vă pun poza mea favorită, o cafeaua asta delicioasă, care nu este photoshopată, nu este un PowerPoint de circulă pe net, este făcută în spate la colegii noștri de la bar. Și vă recomand să consumați cafele și alte produse faine de la ei din cel puțin 2 motive. Primul, barul este gestionat de o baristă, o persoană care este specializată în... Și, de exemplu, asta se cheamă latte art. Am aflat și asta acum 3 săptămâni și mă bucur și spun la toată lumea acest termen. Și multe alte lucruri foarte interesante din cafea le puteți încerca la barul din spate. Și mai este partea a doua. Noi suntem un proiect non-profit, suntem voluntari. Ei sunt un business, ei sunt for profit, așa că ca parteneriatul nostru să meargă, ei își blochează sâmbăta spațiul acesta pentru noi. Dacă noi nu generăm vânzări, nu putem folosi spațiul. Așa că dacă vreți să folosim spațiul ăsta, asta ar fi un al doilea motiv pentru care puteți consuma de la bar. Vă mulțumesc mult! O să experimentăm astăzi public speaking support group împreună. Mulțumesc!